Există o mulțime de personaje faine în desene, iar azi vreau să vorbim despre câțiva protagoniști faini și puternici din acestea. Fac și clipuri despre desene aici pe canal, deci bineînțeles că puteți pulbera buton de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul pentru că veți să vedeți pe aici. Comentariul zilei vine de la Panda Panda, care zice: într-o zi voi fi eu comentariul zilei. Ok, Ralu, gata, ai reușit, a venit și acea zi. Ok, există mai multe personaje interesante în desene, iar Lars din The Old House este unul dintre aceste personaje. Deși a venit din lumea oamenilor, aceasta reușește să se adapteze perfect la lumea vrăjitoarelor și cu toate că multe vrăjitoare nu au crezut ea, Lars a reușit totuși să devină una dintre cele mai mari vrăjitoare ale lumii. Atunci când Ida își pierde abilitățile magice, Lars ajunge să aibă aceste puteri și pur și simplu impresionează pe toată lumea și nu doar pe Ida, ci chiar și pe personajele care inițial nu credeau în ea. Fiind în Adventure Time, este și un personaj care își arată puterea de-a lungul serii. Acesta își arată puterea încă de la începutul seriei, demonstrând că este un luptător foarte bun. Îți ia foarte mult să rănești pe Finn, el știind foarte bine cum să se folosească de toate sabile din această lume. Bineînțeles că și Steven din Steven Universe este un personaj puternic al lumii acesteia desenilor. Acesta reușește să-și arate imensa putere fizică, dar și puterea magică de-a lungul seriei Steven Universe. Reușește să ridice fără probleme dinamici care au uneori și de 3 ori dimensiunea sa. Pentru că a moștenit puterile mamei sale, acesta reușește să chileze alte personaje, dar și să invoce anumite arme pentru a se proteja în luptă. Cu toate că el este mai cunoscut pentru puterile sale defensive, este cu siguranță un adversar puternic pentru oricine. Twinkle Sparkle din My Little Pony. Da, știu ce vei zice, că da, e din My Little Pony ăsta, dar Twinkle Sparkle chiar ar putea fi un adversar de temut pentru oricine. Având puterea de a ridica obiecte de 3 ori mai mari decât ea, ea are și o putere foarte mare a magiei. Ea mai are o viteză superioară, ceea ce o face din nou un personaj extrem de greu de înfrânt. Korra din Avatar are și ea o putere foarte mare. Acest personaj poate profita foarte mult de mediul în care se află și se poate folosi de toate elementele pentru a se apăra. Dacă este lovită, se poate hila și poate trece peste orice greutate. Având un talent natural, dar și o viteză și o putere foarte mare, Korra este un adversar de temut pentru oricine, mai ales atunci când intră în Avatar State. Practic, atunci e ca game over așa. Iar că tot am vorbit despre 5 personaje puternice din desene, uite aici un clip în care îți arăt cele mai tari arme din desene. Bagă un tep aici ca să vezi despre ce e vorba.